Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube. În acest videoclip vom vorbi despre adăpostul pentru la iarnă, pentru mânza pe care o puteți vedea în depărtare, pentru văcuța pe care ați putut să o vedeți în videoclipurile trecute. Probabil adăpostul va folosi și pentru berbecul mitică, dar cel mai important este pentru mânză și pentru văcuță. Văcuța este gestantă în 6 luni, va făta undeva pe data de 7-8 octombrie. Așa. Și vă dați seama că este nevoie de adăpost. Ceva videoclipuri în urmă eu vă vorbeam că am o cameră acolo alături unde am hala pentru porci, o cameră unde nu este deocamdată nimic amenajat. Acolo a fost o cameră unde o foloseam ca pe o magazie, dar sunt nevoit să o transform în grajd pentru animale. În minutele ce urmează, eu vă voi arăta acea cameră despre care v-am vorbit. Să nu mai lungim, să mergem acolo, să vedem despre ce e vorba și să facem în mare așa repede un calcul, un strict necesar de materiale pentru a o tencui, a turna așa pe jos. Ne trebuie și dușumea, cred că și geam. Haideți să mergem acolo. Aici avem văcuța pe care ați văzut-o și în celelalte videoclipuri. Eu i-am improvizat acest adăpost, o iesle unde mănâncă, dar nu este un adăpost definitiv, un adăpost stabil. Puteți lăsa păreri legate despre văcuța noastră gestantă. Aici purcelușii alături de jardel. Cei care doriți să achiziționați un purceluș, nu puteți scrie în secțiunea comentarii. Vă voi da numărul de telefon, îl aveți și în descriere și se poate rezolva. Ca și hrană, verdeață cât de multă, lucernă, mălai furajer, cam așa arată. Ca și greutate, cel mai mic 20 de kg, cel mai mare 35-40 de kg. Jardel s-a băgat la umbră mare de cald, afară sunt 32 de grade. Și ăsta e doar începutul. Nici nu vrea să audă de mâncare, mâncarea îi zace la cap. Va mânca doar noaptea. Totodată nu va mai avea un spor de creștere foarte bun, o lună, două. Adică nu cred că vom mai obține performanța de 800 de grame pe zi. Va scădea cu siguranță, dar la Crăciun va fi campion. În final,
Am ajuns la camera despre care vă vorbeam, pe care doresc să o transform în adăpost pentru văcuță și pentru mânză. Cam așa arată camera. Avem doar șipcă pe pereți. Tavanul este din scândură. În jos avem bolovani. Va trebui turnată șapă de beton. Aici avem un cuib de rândunele foarte vechi. Este făcut de câțiva ani. Rândunelele nu au venit anul acesta, dar eu îl voi lăsa acolo, nu îl voi dărâma. Se spune că nu este bine să-l dărâmi. Pe partea cealaltă mai avem unul. Eu am niște panouri aici pe care o să le scot. Aici este geamul care este cam deteriorat. Eu aș dori să-l schimb. Am făcut un calcul în mare. Și am nevoie de 4 plase de Buzău, din acelea de 4, pentru a le pune pe pereți. Mai este nevoie de plasă din aceea de Buzău de 6, cred că 2 plase îmi ajung pentru a băga în șapă jos. Voi avea nevoie și de multibat, vreo 15-20 de saci, deoarece pereții sunt strâmbi, o să fie nevoie și de nisip, o să fie ceva de muncă, o cheltuială cât de cât măricică, dar voi începe din timp și ușor, ușor, poate reușesc să fac adăpostul animalelor în timp real, să zic așa. Va fi nevoie și de iesle. Voi avea nevoie și de o hazna aici afară pentru scurgerea părților lichide. Cam asta a fost, dragii mei, și cu acest video. Până data viitoare, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru susținere. Nu uitați, cei care aveți plăcerea, să vă abonați, să dați un like, să distribuiți. Haideți să fim un număr cât mai mare. Toate cele bune, numai bine!